Sărutare micuților și bine v-am regăsit la un nou episod din Candora. Bă, fraților, astăzi să abordăm un subiect ceva mai... Nu pot să zic intim, dar nici... Adică m-am gândit foarte mult timp dacă o să fac videoul ăsta pe YouTube să zicem pentru mine. O să încerc să vă vezi cât de clar pot. Pentru că video-ul ăsta vreau să ajungă la multe persoane. Și da, deci dacă vreți să mă ajutați, nu uitați de un share, de un like și atât. Bă, vreților, pe mine mă știți, eu sunt micul gigant. Cei care nu mă știți, mă cheamă Andrei. Da, pe YouTube, micul gigant. Da? De foarte multe ori, în orice videoclip, ați văzut că sunt energic. Bine, nu sunt cel mai energic tip de pe YouTube, dar măcar îmi dau și eu interesul, știi? Să fac lumea să râdă și așa de genul. Dar eu nu știu cum să zic, eu nu mă prefac când sunt pe YouTube, nu mă prefac, nu vreau să par alt om. Dar eu câteodată sunt foarte, foarte trist. Foarte trist pentru că nu am prieteni. Nu am nimic. Eu nu ies afară singur, nu am gască ca o gască ca alți oameni. Nu, eu nu ies afară singur deloc, decât mama până la kinetoterapie și atât. Și de asta am zis că poate videoclipul ăsta vi se pare cel mai suspect că sunt foarte supărat. Dar asta aș putea să zic că asta e fața mea adevărată. Eu sunt așa un om mai supărat. Pentru că v-am zis de ce. Nu ești afară, sigur, trebuie să ieși. Dar în sfârșit, vremea vine la mine doar când are și timp, îl înțeleg. Că ies eu la facultate, vara mea mă scoate mâine la film. Adică, până la urmă, să verim și până la urmă fac totul pentru mine, dar fiecare om e pentru el și trebuie. Când vine vorba să ne ajutăm unii pe aceștii, fugim de noi, așa. Alt cuvânt nu am să spun decât fugim de noi și omul pe care l-ai lăsat în urmă. Nu pot să zic ai uitat de el, dar fiecare e pentru el pe lumea asta. Și eu de asta am făcut video-ul ăsta, să-mi vedeți adevărata față. Bine, nu vreau clipul ăsta, nu vreau să mă victimizez, nu vreau să cerșesc atenție, nu vreau să cerșesc like-uri sau așa ceva. Dar vreau să vă zic că eu fac când zâmbesc, când mai râd pe live-uri. Vreau să știu că voi reprezentați pentru mine o familie a doua și acum vorbesc la modul cel mai serios. Reprezentați pentru mine ca o familie, ca niște prieteni virtuali, pentru că eu nu am prieteni în viața reală, pentru că nimeni
nu mă acceptă. Nu am o cască de prieteni cu care să ieși afară după câte ați auzit. Eu ieși afară doar cu mama și cu vara mea și cu vara mea acum. Când mai vin și eu pe la mine. Dar până la urmă au și ei o fac o facultate, un master și până la urmă e viața lor, știi? Nu pot să stea cu mine la nesfârșit. Mai înțeleg. Bărâmul mai vine la mine către 2 zile, către 3 zile. Dar asta se întâmplă foarte rar. Eu în zilele alea mă simt extrem de bine, pentru că în zilele alea văd și eu cum ar fi să îți petrezi viața frumos. Adică în zilele alea ieșim la ușa, mai râdem, n-amuzăm, mai facem o glumă ca de băieți, mai ne uităm după fată, mai văd un alta porcrica între băieți, știi, dar... Așa am vrut să vă zic că eu chiar îmi dau silința pentru voi și nu vreau niciodată să vă dezamăgesc și când râd, când mă simt bine pe level, când mă apucă și pe mine să înjur la Catenica, vreau decât să știți că mă simt bine alături de voi și nu v-aș da pe nimic în lume, nu v-aș da și vorbiți la modul cel mai serios, pentru că voi sunteți prietenii mei. Prietenii mei pe care nu i-am avut absolut niciodată. Deci, poate să vă zic ca oricine care mă cunoaște în viața rară, mă refer aici la mama, la vară, la vară mea, bine, mai bine vară mea, poate să vă zic că eu nu am prieteni, că vară mea, până la urmă, nu vreau să aduc în videoclipuri, doar pe vară mea aduc în videoclipuri, o dată la nu știu cât timp. Și el poate să vă confirme asta, că eu n-am prieteni în viața lor. Și nu că nu e serios, eu sunt o persoană foarte, foarte deschisă. Eu sunt cât mai mulți prieteni, dar din păcate lumea, nu știu cum să zic, dă la o parte persoanele cu dizabilități. Le dă ușor la o parte. Și acum nu zic de toată lumea. Dar... eu zic de persoanele alea care râd de noi, care gândește-te că eu sunt la fel ca și tine, numai că eu am o mică problemă și atât. Sunt și eu om, am și o dreptură la viață și, da, eu așa vreau să învăț YouTube-ul românesc. Că și persoanele cu handicap au și dreptul la viață. Dreptul să se distreze. Dreptul să aibă prieteni. Dar, din păcate, ați auzit. Persoanele ne dă la o parte. Numai persoanele care au trecut prin o piață, care au plus 30 de ani, ne pot fi cu adevărat prieteni. Pentru că alea sunt persoane cu cap pe umeri, nu sunt ca copii așa de 18, 19, 15, 12 ani, care când văd un om cu dizabilități pe stradă, nu neapărat pe top, pe zoadă, în locul ăsta, mă întreabă, bă, ce faci? Bine, acum am dat și eu camera, că nu te oprește pe tine nimeni să te întrebi ce faci pe zoadă. Dar vreau să, în general, dacă erai prins, am vrut să zic. Persoanele cu handicap sunt date la o parte
în România. Da, nu știu de ce. Și da, bă, cam vrut să fie videoclipul. Aș putea să vorbesc mult mai mult pe tema asta, dar probabil într-un vlog. Pentru că nu știu cât de mult s-a uitat la videoclip până acum și nu vreau să-l înjos foarte mult. Deci când vă zgurați dimineața sau după ce dormi și vă zgurați, gândește-te că tu ai prieteni, tu ai puțin să ieși afară și tu ai bucuria aia sufle, că bă, eu ies la o bere cu gașca mea, eu ies la o întâlnire cu prietena, eu ies, nu știu, am dat și eu niște zepe. Mă duc, mă fac turtă. Dar eu am numai pe voi. Numai pe voi v-am. Și am videoclipuri că sunt mai energic. Asta nu înseamnă că sunt retardat sau ceva genul. Că dacă eram retardat, credeți-mă, nu făceam YouTube. Pentru că nu vreau să mă fac de căcat în fața YouTube-ului, în fața internetului. Dar mulți nu se înțeleg asta. Știu să am hit la videoclipul ăsta. Dar da. Deci mai pe scurt, eu când înregistrez încerc să fiu cât de cât mai bucuros, mai energic, să vă transmit ceva, o emoție cât mai mare. Vreau să trăim sentimentul ăla împreună și atâta vreau. Dacă te închid filmarea, mă simt iarăși singur, dar norocul meu că am părinți și aproape lângă mine și mă susțin cu ceea ce vreau să fac și au încredere în mine și dați de cu Dave. Da, deci cam asta am vrut să zic. Eu când filmez mereu mă chinesc aia mea o imagine cât mai bună opus, o postură cât mai bună pentru voi, să zâmbesc, să râd, să fac mișto pe cât posibil. Și când închid filmarea, iar devin un om, nu pot să zic supărat, dar așa, fără chef de viață, știi, pentru că nu prea ai cu cine. Dacă nu ai o gască, o ceva să ieși de afară, nu prea ai cu cine și nu prea ai ce să faci. Deci, da. Pe videoclipul ăsta nu vreau să cer mile, nu vreau să cer să strike-uri, nu nimic, dar mi-am spus ceva care m-am gândit foarte mult dacă să pun asta pe YouTube sau. Deci că mă tare a fost, sunteți liberi să puneți tot ce vreți în secțiunea de comentarii. Nu o să sterc niciun comentariu, chiar dacă e de hate, chiar dacă nu e de hate. Sunteți liberi să scrieți orice vreți voi acolo. Deci, comentariul a fost, sper că v-a plăcut și ați înțeles. Dacă nu ați înțeles, mai uitați-vă o dată. Comentariul a fost, pa, pa.